Dragii mei, suntem în Alfa, un cartier frumos, un cartier care, privind retrospectiv în cei 30 și ceva de ani de când a început să se construiască și să renască zona, s-a dezvoltat an de an. Dacă ne gândim doar în ultimii 4 ani, administrația liberală a investit mult. Nu doar aici, în tot orașul, dar și aici regenerarea urbană și-a lăsat amprenta. Sunt peste 1116 locuri de parcare la sol. Aici, în acest Fest Park, primul terminat din oraș, sunt 111 locuri. Sunt exemple a unei munci pe care o echipă a reușit să o ducă la capăt, iar o altă echipă care vine astăzi, împreună cu mine, Sergiu Bâlcea, Lazar Faur, consilierii noștri, vom încerca în următorii 4 ani să ducem mai departe investițiile în acest cartier. Avem aici, în vecinătate, o zonă care nu face cinste Aradului, o zonă pe care vrem să o redăm orașului, zona cunoscută a Străzimărului. Este un proiect de aproape 5 milioane de euro prin care ne dorim schimbarea sa la față. Terenuri de sport, piste de biciclete, locuri de joacă, cele două belți care pot fi refăcute, toate le dorim pentru acest cartier și pentru oraș. De asemenea, nu în ultimul rând, faleza Muri aici, care poate să aibă o perspectivă mult mai frumoasă decât cea prezentă. Sunt doar câteva din obiectivele noastre pentru acest cartier, într-o zonă cu foarte mulți oameni, cu oameni frumoși, într-un oraș frumos. Veniți alături de noi să facem un cartier și un oraș mai frumos, un oraș liber, sigur și frumos.